Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Să facem cunoștință cu cei doi copii, Andrei și Sara. Bună, copii! Ei au învățat la școală despre triunghi. Oare există o legătură între măsurile unghiurilor unui triunghi? Andrei a decupat din carton un triunghi ABC. Sara i-a colorat colțurile și le-a tăiat, le-a decupat. Dacă rearanjează colțurile lângă vârful A al triunghiului ABC, cei doi copilași observă că suma unghiurilor triunghiului ABC formează un unghi alungit. Ce proprietate avem relativ la suma măsurilor unghiurilor unui triunghi? Păi suma măsurilor unghiurilor în orice triunghi este egală cu 180 de grade. Deci având triunghiul ABC, măsura unghiului A plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C egal cu 180 de grade. Să demonstrăm această proprietate. Pentru aceasta vom construi dreapta DE paralelă cu dreapta BC dusă prin punctul A, deci punctul A aparține lui DE. Din acest paralelism ne rezultă faptul că unghiul B, unghiul interior triunghiului ABC, este egal cu unghiul DAB, fiind unghiuri alterne interne. Pentru a ne fi mai ușor, în citire notăm unghiul A2. Deci unghiul B congruent cu unghiul A2, ca fiind unghiuri alterne interne, cu secanta AB. Tot din paralelism, unghiul C, unghiul interior triunghiului ABC, este congruent cu unghiul A3, deci unghiul CAE, care de asemenea sunt unghiuri alterne interne, de data aceasta secanta fiind AC. Și acum să calculăm suma măsurilor unghiurilor în triunghiul ABC. Deci unghiul A plus unghiul B plus unghiul C. Unghiul A interior triunghiului l-am notat cu A1. Unghiul B am văzut că este congruent cu A2. Și unghiul C am văzut că e congruent cu unghiul A3. Dar ce observăm? Suma măsurilor unghiurilor A1 plus A2 plus A3 formează de fapt unghiul DAE, care este un unghi alungit, deci măsura lui este de 180 de grade. Deci înseamnă că măsura lui unghiului A plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C este egal cu 180 de grade, ceea ce trebuia demonstrat. Dacă doriți să rezolvați, puteți aborda aceste două probleme. Copilașii, vă mulțumesc pentru ajutor și vă doresc succes în rezolvarea problemelor. La revedere, vă mulțumesc pentru atenție!